Și vă pot spune, mâine avem ședință de Consiliu Județean, așa cum spunea și domnul președinte Iordache. Nu vom vota neapărat împotrivă la toate aceste proiecte de hotărâri. Vă pot spune în premieră că vânzarea apartamentului sau apartamentelor din Comuna Odrești o vom aprova ca atare, pentru că este vorba de un interes local, un interes care ține de bunul mers al acelei localități. Este vorba despre interesul cetățenilor. Nu vom vota în bloc toate proiectele de hotărâre care vizează vânzarea domeniului public unor terenuri din aparținând domeniului public al județului Suceava. Tratăm cu seriozitate și cu discernământ fiecare proiect de hotărâre de Consiliul Județean. Iar așa cum mă raliez la ceea ce spunea domnul președinte Orbea, vom face o poziție, pe de o parte, constructivă, în sensul bun al cuvântului, dar vom fi mult mai aciși și mai fermi în pozițiile noastre publice față de eventualele derapaje ale puterii totale portocalii din județul Suceava.